Unirea Mirșid, campioana județului Sălaj la fotbal, este la numai 90 de minute de o promovare istorică în Liga a III-a. După ce a pierdut manșa tur de la Baia Mare cu 1-0 în fața echipei Viitorul Ulmeni, jucătorii echipei antrenate de Marius Cosma speră să întoarcă rezultatul și să obțină promovarea în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Campioana Sălajului la fotbal, Unirea Mirșid, a pierdut în urmă cu o săptămână la limită, scor 1-0, partida disputată în deplasare în fața Viitorului din Ulmeni, campioana județului Maramureș, într-o partidă ce a contat în prima manșă a barajului de promovare în Liga a III-a. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 48 de Răzvan Ardelean. Chiar dacă maramureșenii au fost mai pragmatici în primul duel și au reușit să se impună profitând și de avantajul terenului propriu, jucătorii din Mirșid speră ca în manșa retur lucrurile să stea altfel și să profite ei de avantajul terenului propriu pentru a întoarce soarta calificării. Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Fotbal, dreptatea pe teren în duelul dintre Unirea Mirșid și Viitorul Ulmeni va fi împărțită de o brigadă de arbitri din Arad, avându-l la centru pe Mircea Ardelean, ajutat la cele două tușe de Sebastian Pantea și Alina Mihoc. Observatori pentru joc și arbitri au fost delegați la partidă Claudiu Ștefănuț din Bistrița și Viorel Vancea din Oradea. Startul partidei, ce va fi găzduită de stadionul comunal din Popeni, se va da sâmbătă, 25 iunie, începând cu ora 17:30.